Bună ziua! Este data de 1 iunie 2021, este ora 3:20 și am o întrebare. Mașina aceasta aparține Consiliului Raional. Domnul Ion Bărsanu, spuneți-ne, vă rog, ce căutați dumneavoastră la 3:20 din Mahala? Poate aveți un birou deschis și noi nu știm, sau ați ieșit din teritoriu? Spuneți-ne, vă rog. Nu, și-am ușa eu. Da, mergi. Bună ziua. Bună ziua. Mă rog, de ce pus așa? Dar nu sunteți la serviciu. Da, tu? Eu da. Dar nu ești la serviciu, ce îmi dai mașină într-o parte? Eu dau într-o parte, trebuie să-mi spuneți. Eu cred că la ora asta trebuie să la ora. Bine, eu știu. La serviciu? Dar ce căută azi? Eu am zis de ce faci. Să zic ce facem eu? Nu e rușine? Nu e rușine că ai ajuns la așa cu vârstă. Da, mulțumesc. Stai că nu și găsești o cântare de zilion. Nu trebuie zilion. Mulțumesc. Știți că pământul este rotund? Da. Nimic. Eu știți că ți-am dat cu zilion când s-a? Nu, cu zilion. Eu nu simt. Eu vreau să vă spun că acest individ Balan a fost și la mine. Individ nu sunt. Sunt cetățean al Republicii Moldova. Vă doresc mult sănătate. Mult sănătate vă doresc. Numai bine. Drum bun. Suntem astăzi, pe 1 iunie 2021. Și uitați-vă, vicepreședintele raionului, domnul Ion Bărsanu, a ieșit de la mine, din Mahala, și merge cu mașina și este în stare de ebrietate. Oameni buni, uitați-vă cum domnul vicepreședinte a raionului, domnul Ion Bărsanu, se cătuie din banii publici.